Salutare nocivanilor, bine v-am găsit la un nou episod de Mirobolant de lumea animalelor. Suntem cu Patrick lângă noi și cu toată lumea pe server. Este Daniel, Lavinia, Houdini, Ștept, eu, Oviță și Patrick. Suntem toți pe zonă și am făcut în sfârșit ceea ce ne-am propus noi de mult. Ne-am vândut parcelele, adică am licitat pentru ele. N-am filmat treaba asta pentru că deja trebuia să filmăm cu toții și era super complicat. Și până la urmă urmei eu am cumpărat cu 27 de diamante, adică cu toate diamantele mele, am cumpărat parcela aceasta. Vecinul meu chiar în față este Ștept, îl vedeți aici, deja muncește doar ce ne-am cumpărat parcelele. Astea sunt oițele mele, vedeți că între, adică asta e parcela mea de aici până aici. Și între avem spații unde vom planta copăcei, practic să fie spațiu între noi. După care, aici este parcela lui Patrick, aici este parcela Laviniei, iute pe Lavinia, pământul Laviniei, și aici este parcela lui Houdini. Care e parcela lui Houdini? Asta e, scuze. De aici până acolo, uite aici, până acolo. Perfect. Astea ar fi parcelele lui Houdini, Lavinia, Patrick, Ștept și a mea. După care mai avem acolo și a parcela lui Daniel, Daniel 89881. Acolo avem parcela Ovițianului, parcela lui 8700. După care mai este parcela lui Foxy. Și gata. Suntem 7 persoane momentan care avem parcele. Ceilalți care mai sunt pe serie n-au intrat la licitație, deci nu s-a făcut o parcelă pentru ei. Perfect. Sper că vă place, eu sincer sunt gata să încep toată nebunia pe aici. Știți deja, președinte este Lavinia, polițist este Houdini și eu mă ocup cu aprobările dacă vrei să-ți construiești ceva pe lume în afară de faptul dacă vrei pe parcela ta. Dacă vrei să construiești ceva pe lume, gen un spawner sau ceva, trebuie să-ți ceri aprobare de la mine și facem. Bineînțeles, între timp eu am strâns ceva super tare, am pickaxe cu Furgen 2 și Mending. Dacă vă întrebați de unde, păi din pescătoria mea. Momentan, pescătoria cred că o ținem aici o perioadă și după aia o mutăm. Pentru că dacă eu sunt cu aprobările, practic mi-am dat aprobare să am eu aici și o pescătorie. Tot ce vedeți pe aici am strâns eu. Am name tag-uri, am 7 miliarde de șa, de saddle-uri. Hai să le organizăm chiar un pic. Am pufferfish, piele din nou, toate nebunile le am. Am 7 miliarde de undițe. Îți dai seama că în momentul în care vom deschide mall-ul, adică zilele următoare, pentru că facem și aici mall, o să-mi deschid un magazin din ăla blană și atunci să vezi o nebunie. O să și scriu. Dacă cineva vrea să cumpere chestii de la pescătoria mea, bine, eu zic pescătoria mea la vrăjeală, la caterincă, să-mi spună și vedem prețul atunci. I-am scris asta la abonați, să știe și ei. Bun, acum eu m-am gândit cât de cât să ne facem o idee cam cum să arate parcela noastră. Suntem încă la început și sunt multe, multe lucruri de făcut. Vreau eu. Ce? Uite, vrea Lavinia să cumpere ceva. Nu știm ce vrea. Hai să vedem. O zis Lavinia, vreau eu. Unde este pescătoria? Vin la terenul tău. Hai frate că poate facem prima afacere. Let's go. Pam, 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 pam. Unde-i mă Lavinia? Sunt la terenul ei acum. A, uite-o. Haide. Hai să vedem ce vrea să cumpere Lavinia. Apropo, abonați-vă și la Lavinia. Hai. Stai că nu știu ce vrea Lavinia. Avem și un membru. Mersi foarte mult, Marius Ciprian Furcoi. Suntem și pe live când filmăm pe canalul Nocivanu. De luni până vineri, de la 19 la 23.30 sunt live pe canalul Nocivanu. Uite, dau eu de mâncare. Poftim. Ți-am dat pește. Hai să vedem. Lavinia, ți-am dat pește lângă tine? Hello! Iubirică! Peștele! Nu știu dacă are loc în inventar, că dacă nu îl dădea deja. Da, n-avea loc. Uite, tot cobolul a luat. Aruncă-le la distanță mai mare, gata, bun. No, haide să vedem.
Și am deja și arcuri cu Mending, cu Infinity, Smite, Protection, Unbreaking, toate nebuniile. Sincer, ar trebui să-mi pun eu Unbreaking pe Pickaxe. Ce ziceți de asta? Ăsta e al meu. Hai să punem Unbreaking pe Pickaxe. Bun. Let's go. Hai de la vii. Come on, come on. Pam, pam, pam. No, uite aici. Uite-te dacă îți place ceva și vrei să cumperi. Să-mi spui. Cât costă peștele? Păi... hai să zicem... 5... Nu, 4 diamante, 64 pești. Vinde mai ieftin momentan. Adică eu zic că merită. Chiar merită. Hai să vedem dacă vrea să cumpere. Deja ne facem diamante. Cumpăr. A, uite, vrea și ștept. Vreau piele. Două piele. Un diamant. Hai să vedem. Dăm 64 pești. Hai să vindem 64 pești. Poftim. Și piele. Câtă piele? Stați că voi nu vedeți. Haideți să vedeți și voi. Așa. Acum vorbim cu Lavinia. Hai să ne dea diamantele. Prima oară trebuie să ne dea diamantele pentru pește. Noi n-aveam niciun diamant, așa că... mi-a dat 7. Păi nu am. Stai, îți dau un diamant înapoi. Stai, Lavi. Stai. A, și-o luat pielea? Nu și-o luat-o. Trebuie să-i dăm un diamant înapoi și 4 piele. Bun. A, nu o luat pielea. A, i-am dat 5 piele. Stai un pic că nu înțeleg. Nu știu de unde am eu 8 piele. A, cred că mai aveam. Uite, acum i-am dat 4 piele. Nu știu de unde am 8 piele. Ok. Ștept. Cumperi pește. Uite mă cum fac eu baniu. Ia frate. Un stack de pește. 4 diamante. Hop. Am făcut și eu. Am 10 diamante. Oricum eu fac pești ăștia. Nu-i chiar așa. Bine, într-un fel i-am dat cam ieftin, știu. Dar pentru început mi se pare ok. Chiar nu trebuie să luăm pielea de pe ei. Cum ar veni. Bam. Avem și noi 10 diamante pentru că nu mai aveam deloc. Le-am vândut pe absolut. Am folosit toate diamantele să cumpăr parcela. Perfect. Acum avem un chest care va rămâne al nostru, bineînțeles. Pentru că de ce nu? E chiar aici. Hop! Dă-le încoace. Și îl punem noi aici momentan. După care îmi voi lăsa toate chestiile pe care le-am așa, să zicem, în plus. Momentan. Hop, 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 hop. Bam, bam. Un arc vai de capul lui. Și lăsăm puțin și pielea pe aici. Hop, hop, hop. Și gold-ul. Și momentan... nu știu ce arc să țin, așa că... Hai să-l ținem pe ăsta cu mending, dacă chiar tragem, măcar să nu-l stricăm. Diamantele le ținem la noi și punem și cărțile astea momentan acolo. Bun. Deci, am făcut rost de niște diamante care ne vor fi de folos. Spre exemplu, ăla-i craft, da, e crafting-ul meu. Hai să-l luăm. Hop. Perfect. Îl punem acolo. Furnalul ăsta este tot al meu. Îl luăm și îl mutăm pe moșia noastră. Hop, hop, poc. Double chest-ul ăsta este tot al meu și e plin de chestii. Tocmai de asta am vrut să-mi eliberez inventarul, așa că facem pac, pac, pac. Și ca să ne mai chinuim, direct, boom, mutăm chesturile aici. Hop, hop, bam, trebuie să fie zi. Dumnezeule nociv, ajută-ne, mulțumesc. Boom, punem toate chestiile astea momentan aici. Și după rămâne să vedem ce am făcut. Ah, l-am aruncat pe jos. Perfect, luăm hop,
să ne mai chinuim noi să le luăm manual. Și aici și punem ăsta, nu acolo. Punem frumos chestul aici și ne organizăm și noi cât de cât. Hop, 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 hop. Va trebui eu să fac curățenie printre toate chestiile astea, dar rămâne de văzut să văd dacă o să și găsesc timp pentru asta. Acolo ar trebui să punem o bucată de dirt și să ne rugăm să crească la un moment dat. Punem așa, bam, bam. Haideți să punem dirt-ul. Poc. Bun. Acum ne putem muta în partea stângă a ecranului și... Uite-mă, chiar bucata asta o am așa. Stai mă, frate, să punem. Hop. No, trebuie să ne gândim ce materiale ne trebuie... Stai mă, am pus și peștele? Da, mai am 3 bucăți aici. Trebuie să ne gândim de ce materiale avem nevoie să facem casa. Păi, cred că cel mai ok ar fi să începem să strângem lemn deja. Opa, stai să batem noi văcuța asta, să-i luăm pielea. Pielea se vinde scumă, frate. Hop. N-a picat piele deloc. Oh my god. Bun. Luăm noi peștele rămas, să-l gătim. Și sincer aș lua și chestiile astea gen de valoare, să nu le lăsăm aici. Hop, hop, hop. Mai avem niște pește pe aici. Niște oase și alea sunt bune. Apița asta, nu știu ce să zic, dar nu mi se pare mie că e prea bună. Mai avem niște chestii pe aici, luăm și pe astea. Și aici, din nou, avem chestii. Hop, de fapt, știi ce? Hai să punem chestiile de valoare aici. Momentan. Să le triem așa puțin. Punem și membrană. Pentru că noi nu ne furăm între noi. Bun. Acum mă voi duce eu până aici. Să las toate chestiile pe care le-am în plus. Și va trebui să ducem noi alea la loc. După care punem peștele aici la gătit. Ne trebuie niște căul. Hop, hop. Și acum doar mai lăsăm lucrușoarele pe care le avem în plus. Le lăsăm aici și să știm de ele. Probabil le vom vinde la un moment dat. Știi ce? O să și scriu aici. Nu, ăsta îmi trebuie mie. Nu-l vindem. Dacă am un sign, dar nu am. Voi scrie acolo că este de vânzare, vorbește cu nociv. Și dacă cumva cineva vede, discută cu mine și bam, 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 facem afaceri. Acum hai să facem rost de lemn. Da, trebuie să nu stau shift când sparg ăsta ca să se ducă tot. Hop, hop. Nociv, trebuie să mergem în nether. Probabil mâine. Ok, bam, bam. Ne strigă Daniel, da. M-a întrebat dacă acum îmi fac casă. Asta m-a întrebat Daniel, dar momentan nu ne facem. Vreau să fac rost de lemn, să am toate materialele, pentru că cel mai probabil voi face casa din lemn, combinat cu cobalt, dar am nevoie de lemn de mai multe culori, asta e clar. Așa că pe episodul ăsta vom fi niște pădurari adevărați și vom încerca să adunăm cât mai mult lemn cu putință, de cât mai multe culori. Deja avem două tipuri de lemn și văd că oak log-ul ăsta e cel mai ușor momentan de găsit pe aici prin prejurimi. Prin prejurimi? Ce e aia prejurime? Mă, nociv, ce e aia prejurime? Hop, hop. Luăm și ăla, luăm și ăla. Mai avem și noi topor. Ciu-ciu. Mă duc să îmi fac un topor de diamant. Deși... A, n-am diamantele la mine. Ce-am făcut, mă, cu diamantele? Unde le-am lăsat? Cred că le-am lăsat în chest, fără să-mi dau seama. Wait, what? Mamă, ce casă și-a făcut deja Daniel. Nu mai zic nimic. Ok, diamantele mele sunt aici. Am nevoie de... Da, n-am sticuri, pe bune. Niște amărâte de sticuri. Asta este, le facem. Hop, hop. Facem niște sticuri și avem nevoie de un topor de diamant, să nu mai avem probleme după. Bun. Să punem și un enchanting pe el. Nu știu dacă merită. Era un enchanting table pe aici. Cred că, da, văd că e al lui Patrick. Hai să vedem ce ni-ar da dacă punem enchant pe el. Am primit eficiență 2. Bă, da, merită. Ok,
Oile sunt ale mele, dar încă nu am avut timp să le mut, așa că nu vă luați de mine dacă le vedeți. Hop, hop. Na, bine că le-am aruncat. Nu știu cum a reușit treaba asta. Pot să plantez un copăcel între mine și Patrick. Și hai să vedem. Hop, hop. Punem așa, așa. Și bam. Am eficiență 2 și atât. Am crezut că poate mai îmi dă ceva. Dar de unde? Acum o să spargem mult mai repede copăceii, ceea ce poate doar să ne bucure. Hop, hop, lăsăm și alea. Și sincer, cred că mai degrabă aș începe să pun cobalul la făcut în furnal. Hai să facem niște furnale, Blană. Presimt eu că voi avea nevoie. Hai să facem încă... Avem 5 furnale, ok, ok. Uite aici o să le punem. Bam. După care avem nevoie de tot căulul pe care îl avem la dispoziție. Îl punem aici. Și o să pun cobalul la făcut. Cu siguranță îmi va trebui stone din ăla mai frumos. Hop. Mai am cobalt pe aici, da, hop. Să se iau pe tot. Aici văd că l-am luat. Cam puțin, cam puțin. Dar îmi voi pune și, de exemplu, iron-ul l-a făcut. Hop, hop, da, bun. No, haideți să mergem. Aș vrea să-mi iau și un căluț. Așa că o să-mi iau saddle de aici. Poate o să găsim și un căluț, cine știe. Nu știu de cât timp filmăm. Doar de 16 minute. E bine, bossule! Dacă vom găsi căluț, îl luăm. Era un căluț alb undeva pe aici. Da. Dar din păcate nu-l mai văd. No, haideți să încercăm să găsim căluț și să luăm cât mai mult lemn. Armură de diamant sau orice altă armură, nu știu dacă am, nu mi-amintesc. Dar dacă vom găsi căluțul, ne va ajuta super mult să ne deplasăm. Hop, hop, hop. Dă-l încoace, dă-l și pe ăsta. Pam, 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 pam. Hop, dă-l și lemnul ăla, dă-l și pe ăla. Mai bine tai tot și după aia îl iau. Cu eficiență 2 și cu pickaxe, cu topor de diamant, altfel stă treaba. Iote căluțul. Stai să urcăm pe el. Hop. Cum ar fi să-l iau din prima? Cred că ar fi prea tare. Haide măi, căluțul. Căluțul. Mai este un căluț acolo. Tot negru și el, negrotei așa, îmi place. Hopa. Nociv nașpa că mi-a furat calul și nu mai am saddle. Poți cumpăra de la mine. Ia să vedem, cumpără și dept. 15 diamante bucata. Hop, hop. Saddle-ul e mai greu de obținut. Așa că eu zic că e chiar ok. Gata, avem căluțul. Pam, 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 pam. Vrei? Și așa are multe diamante și le poate strânge super ușor. Cumpăr, de ce nu? Ok, hai la pescătorie. Uite și a face nociva nu bănetul. Bă, da, mărțoaga asta nu prea fuge. Mamă, e cald din ăla lent. Aoleo. Mie nu prea-mi place calul ăsta, mă. Vând cal cu 5, nu, cu 10 diamante. Urât-i, bă, ăsta. Cal puturos. Să știe lumea că e cal puturos. Eu nu știu ce să-i fac lui ăsta. Mamă, dar greu se mișcă ăsta. Aoleo. Cred că îl las liber, bă. Îl las să fugă în lume. Îți dau un iron pe el. Măcar 3 diamante, please, man. Nu mai am diamante. Cumperi calul puturos pentru 3 diamante și dept. Bă, nu-l vrea. Ia să vedem. Nu, aoleo. Nu-l cumpără nimeni, bă, bă, dar n-aș fai, mă, calul ăsta puturos. Mă duc să-mi iau alt cal. E, dar nu-mi dă saddle-ul, oare? Nu pot să iau saddle-ul de pe el, mă? A, pot să iau saddle-ul.
Eee, bă, dar... Mamă, a vrut să mă prostească, ștept. Să ia sedelul. Lasă, lasă, ștept, lasă, lasă așa. Uite, aș bate și eu ăștia, că după aia le luăm membrana și sunt, e foarte folositoare membrana. Hai că o vrut, ștept, Stai chill, bossule. Mi-am dat seama că pot să iau... Aoleu. Mai batem și noi ăstea sau? Bun, membrană. Nice. Am luat eu XP-ul. Puteam să-mi iau saddle-ul înapoi, mă. Doamne. Păi și... Eu de ce nu m-am gândit, frate, la chestia asta? Bun, deci am mai vândut... am vândut un saddle. Asta nu-i rău deloc. Oh, salut prietenii mei. Au. Mamă, cum a făcut rost de cald schelet? Cum ai făcut rost de cald schelet? Că nu înțeleg. Mă disperă deja ăștia. Cred că mă omoară, fii atent de nu mă omoară ăștia. Ok, eu mai picat o membrană. Încă una, nice. Bă, da, avem ceva membrane deja. Mâncărică nu prea avem. Aia, oh, am găsit niște mâncărică. Două încoace, frate. Mai e și noapte. Beznă. Stai că eu nu mai știu pe unde am fost. Cred că încolo, mai era un căluț. Hai să încercăm să luăm celălalt căluț. Poate nu e atât de puturos. Cine știe, Doamne ajută. Căluțu! Hello, căluțu! Dacă ești puturos, îți fac felul. Căluțule, sper să nu fii puturos, căluțule! Haide, căluțu! Căluț! Au, dar de ce? Mamă, ăsta mă lovește, mă, frate. Ăsta e agresiv. Ia! Haide, măi, căluțu! Te vreau, frate. Căluțu! Căluțu! Gata. Zi-mi, te rog, că nu ești puturos. E, altceva. Nu știu dacă... Bă, nu știu dacă e foarte rapid, dar oricum e mult mai rapid decât... Sau e tot puturos și ăsta, mă? Bă, cumva e puturos? Sau mi se pare mie? E puturos, mă, și ăsta, mă. Nu fuge, mă. Bă, dar de ce toți caii sunt puturoși? Bă, frate. Mamă, puturos e, mă. Ține control. Apăs control, crede-mă că apăs. Dar nu fuge. Adică, uite, eu pe control știu să fug. Vezi? Sau e automat? Uite, vezi, pe control dau și fuge. La calul... Nu prea bagă sprint. Nu e puturos. Bai, cam puturos. E așa decent, cumva să zic. În fine. Ce fain e căluțul ăsta. Cum m-a făcut rost de el? Se spawnează pe furtună. Mamă, ce fain e. Ia să vedem. E mai rapid al lui Patrick decât al meu? Bă, ăsta nu e chiar puturos, mă. Ăsta e ok. Ăsta e ok. Ai controlul stricat. Poate sare tare. Se poate. Nu am, mă, controlul stricat. Cum să l-am stricat? Uite că pot să fug, vezi? Da. Da, e ok, căluțul. Nu mă pot lăuda cu el, dar nu e nici rău. Adică se mișcă așa. Se mișcă decent. Și acum l-aș închide undeva pe aici. Sper să nu moară. N-are pe unde ieși. Îl lăsăm în zona asta. Și îi punem și un nume. Sau să nu-i punem încă nume, că nu știm dacă rămânem cu el. El nu cred că poate urca decât pe acolo, dar scoatem asta. Mă, nu are o zonă pe unde poate urca, da? Deci dacă îmi dispare, știu că cineva a fost de vină. Perfect. Pare în regulă, căluțul. Deci cam asta am reușit eu să fac până acum. Probabil pe episodul următor vom face și o căsuță. Rămâne de văzut.
Uite, deja ștept își face și el aici. Nu știu de unde pare el deja atâtea materiale, frate. Ia să te în calul lui ștept. Fuge mai tare, cumva? Ia stai un pic. Îți împrumut calul, frate, 2 secunde. A, am eu controlul stricat, cred, mă. Cred că chiar am eu controlul stricat. Ce se întâmplă? Stai să văd un pic. Controls. Sprint. Unde-i sprintul? Doar nu fuge niciun cal ca lumea. Parcă prea încet. Zoom. Unde-i control? Vedeți voi control? Da, mă, uite. Sprint. Left control. Da, mă, frate, e pus. Și tu ai cal puturos? Este puturos, mă, frate. Dar sare tare, parcă. Trebuie să parcăm calul. Nu e puturos. Cum nu e puturos, mă? Ba da. E puturos rău. Du-te, bă, că e puturos, mă. Mie așa mi se pare că e lent. Cred că mie mi se pare deja că toți sunt lenți. S-a dus. Uite, acum, mamă. Aproape, mă duceam eu să o bat. În fine, avem și mâncărică. Se bate și cu ștept. Mă, acum e, nu se bate. I-o dat-o pe la spate lui Patrick. Vine la mine la scandal. Au, ce bucată mi-o dat. Mi-o dat și mie pe la spate. Au. Dar n-o bat eu. Da, eu vreau cal cu viteză mare, frate. Nu așa puturos. Vreau să fur membrana. Nu știu dacă am luat-o, dar în fine, cred că am luat-o. Bun, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cam așa arată parcela mea momentan. Mai este foarte mult de muncă, bineînțeles, dar pe episodul următor, cel mai probabil, îmi voi face și eu o căsuță. Toate cele bune, vă salut cu respect, nu uitați de un like, un share, un subscribe și să veniți de luni până vineri de la ora 19 la 23:30 live pe canalul Nocivanu. Toate cele bune, pa, pa!